Știu cu certitudine, pentru că am primit de-a lungul timpului mesaje de la mulți dintre voi că ați retrage fonduri din cripto în contul tău bancar în monede fiat, poate fi câteodată un proces ceva mai anevoios. Eu personal am avut probleme cu cardul de la Binance, în sensul că mi-a fost clonat și mi-au fost sustrași câteva sute de euro, dar și cu retragerile în sine. Pe Binance, de exemplu, moneda euro va fi scoasă de la tranzacționare, ceea ce înseamnă că poți să retragi euro în contul bancar, dar e mai greu cu schimbatul din cripto în euro. Pe KuCoin știu că în România nu au funcționalitatea asta implementată, and so on. În clipul ăsta o să-ți prezint o alternativă la povestea asta. Până ajungem acolo, clipul ăsta e sponsorizat de partenerii noștri de la Swiss Money, dar, cum sper că știi deja, asta nu o să afecteze deloc analiza și perspectiva mea. Ai, Andrei, că m-ai nebunit. Zâmi, ce cu Swiss Money ăștia? Îți bani elvețeni mai speciali sau ce? Hai să o luăm pas cu pas. Swiss Money e o aplicație creată ca o alternativă la serviciile bancare tradiționale. E crypto-friendly, ceea ce ne interesează cel mai mult pe noi, prin funcționalitățile pe care le oferă. Poți să depozitezi cripto sau fiat, mai departe, ai funcțiile de cumpărare, vânzare și trade, transfer între conturi, îți poți comanda un card fizic sau să folosești unul digital și ai acces la unii bani internațional și european. Monedele cripto pe care le găsim deocamdată sunt Bitcoin, Ether, USDT, USDC și Tron, iar la fiat avem euro, dolari, lire și, evident, franci elveție. Da, bine, șeful, dar nu sunt prea multe aplicații de genul ăsta, câte să mai folosesc? Vikingul meu, Chelbos, e adevărat ce spui, dar asta e valabil în 2023 la aproape orice. Trebuie să triezi și să găsești opțiunile care ți se potrivesc ție cel mai bine, fie că vorbim de aplicații de genul ăsta, de tool-uri pentru managementul timpului, de checks-uri, dex-uri și așa mai departe. Ăsta e și motivul pentru care partea cea mai interesantă pe care o oferă e simplitatea de a-ți retrage banii din aplicație în contul tău bancar, plus faptul că poți folosi direct platforma lor ca să-ți păstrezi asset-uri acolo, să faci plăți, transferuri și orice transfera asta. Păi și de ce aș avea încredere în ei și nu în alte aplicații tradiționale, dacă fug cu banii mei? Luci, ai un nivel de scepticism potrivit pentru cineva care petrece timp prin zona cripto, ceea ce e foarte bine. Hai să o luăm așa. Swiss Money face parte din Swiss Wealth Management, o companie din Elveția recunoscută de FINMA sau autoritatea care supervizează piața financiară. Deci nu vorbim de un proiect cripto cu rădăcini dubioase care ar avea toate motivele să nu ne inspire încredere, vorbim de o companie licențiată din spectrul financiar tradițional care și-a dorit, din motive evidente, să se adreseze în special comunității cripto. Am înțeles treaba asta, dar totuși un token ceva avem aici? Bă, Luci, o întrebare la care sigur s-au gândit foarte mulți dintre cei care ne urmăresc, dar până să-ți răspund, tu știai că există campionatul mondial la care câștigă țara, ai cărei cetățeni dau cele mai multe like-uri la clipurile de pe YouTube? Tu vorbești serios? Bă, evident că nu, dar dacă ar fi, n-ar fi fain să câștigăm noi? Bă, măcar competițiile imaginare să le câștigăm, de ce nu? Păi bun și așa, dă-i și tu un like și hai să fim campion mondial. Mergem mai departe, Swiss Money nu e genul de proiect care să-și lanseze un token, fiindcă, ca și Revolut, de exemplu, se situează între finanțele tradiționale și cripto, cu o concentrație ceva mai mare totuși spre TradFi. Lansarea unui token, pe lângă că ți-ar aduce un factor ridicat de risc din multe puncte de vedere, ar presupune și un necesar de experți în domeniu pe care cel mai probabil nu îi au deja. În esență, oamenii se adresează unor minusuri ce există în relația dintre băncile tradiționale și segmentul cripto. Pentru o perioadă lungă de timp de acum înainte, cu siguranță vom avea nevoie de platforme care să ne ajute pe noi, userii, cu tranziția de la crypto assets la fiat, și invers, sau evident cu plățile direct din cripto. Hai zi repede cum îmi fac cont, că acuși încep știrile ProTV. Știu că-ți place de ESCA, încerc să nu te mai țin prea mult. Procesul e destul de simplu. În descriere găsești un link cu aplicația, o downloadezi pe mobil, urmezi toți pașii de acolo, îți verifici identitatea și odată ce contul e verificat, poți să-ți adaugi fonduri, să faci plăți, să-ți comanzi card fizic sau să folosești unul digital și orice funcționalitate mai oferă aplicația. Pe final, Luci, cel mai simplu e să testezi aplicația și să vezi dacă ți se potrivește sau nu. Cum am spus și la început, așa ajungi să le găsești pe alea care îți fac viața puțin mai simplă și în special cei dintre voi care ați avut experiențe negative cu retrasul cripto în fiat, știți foarte bine ce înseamnă să ai un mediu sigur și ușor de folosit pentru procese de genul ăsta. Da bine, bre, eu o folosesc, dar niște premii ceva primesc? Că știi că mie îmi plac astea aici.
Încă n-au implementat cetățenii un sistem de rewards pentru useri, asta ar fi un minus, din moment ce majoritatea platformelor sau aplicațiilor din sfera asta au așa ceva. Binance Card, de exemplu, are cashback pentru cei care fac plăți. Mai departe, vă las pe voi să vă jucați pe aplicație și, fie că vă place sau nu, lăsați un comentariu mai jos. Mersi din suflet că ne-ai urmărit până la final. Te salut!